Cinci elicoptere ale unei companii private din Republica Moldova participă la operațiunea de localizare a incendiilor din regiunea Mării Mediterane din sudul Turciei, anunță biroul de presă al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Conform ambasadei Republicii Moldova la Ankara, echipajele de zbor sunt compuse din cetățenii ai Republicii Moldova și ai Ucrainei. Toate cele 26 de persoane membri ai echipajului sunt în siguranță și contribuie la stingerea incendiilor forestiere din regiune afectate. Ministerul de Externe precizează că moldovenii care se confruntă cu o situație dificilă, specială sau cu un caracter de urgență au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei Republicii Moldova la Ankara plus 90538 687 -221 -01. și numărul de urgență al Consulatului General al Republicii Moldova la Istanbul plus 90 535 983 0873 peste 150 de incendii de vegetație au izbucnit săptămâna trecută în sud-vestul Turciei. Acesta este cel mai grav episod de incendii de vegetație din ultimii ani, flăcările fiind alimentate de temperaturile deosebit de ridicate, umeditate reduse și vântul intens. Opt persoane și-au pierdut viața în aceste incendii, iar alte câteva mii au fost evacuate, inclusiv turiști. La stingerea incendiilor s-au alăturat avioanele din Spania și Croația, Rusie, Iran, Ucraina și Azerbaijan.